FCM Târgoviște a învins vineri cu scorul de 2-0 pe ocupanta locului 7 din serie, Conpet Ploiești. Daniel Popa a deschis scorul pentru FCM Târgoviște, dar și Gabriel Dragnea și-a trecut numele pe lista marcatorilor de la FCM Târgoviște, stabilind victoria clară. FCM Târgoviște a reușit pe teren propriu pe stadionul Academiei FCM Târgoviște din localitatea Șotânga să obțină o victorie clară. Încă de la început, meciul a fost unul aprig. Târgoviștenii au urcat în ofensivă și au dominat jocul. Daniel Popa, în minutul 41, a deschis scorul pentru FCM Târgoviște printr-un gol de excepție care a ridicat tribuna în picioare. La pauză, băieții lui Becheanu conduceau pe prahoveni cu scorul de 1-0. În minutul 87, Dragnea reușește să puncteze pentru scorul final 2-0, care a adus și victoria la FCM Târgoviște. Atât băieții, cât și oficialii, dar și spectatorii s-au bucurat de această victorie meritată. Și Chindia Târgoviște a învins la un scor categoric pe ocupanta locului 5 din seria Athletic Bradu cu 5-0. De asemenea, Urban Titu a profitat de retragerea echipei Civitas Făgăraș în acest retur și a câștigat la Masa Verde cu scorul de 3-0. Iată și celelalte rezultate. SCM Argeș-Pitești, FCM Câmpina 0-0, Fortuna Câmpina, FC Păpăuți 8-0, FC Zagona Vânturegin 2-2.